scopul vieții este să ne ridicăm în non-dual, pentru că acolo în non-dual nu bate vântul, nu e furtună, nu e uragan, e liniște. Așa e? Așa este, doamne. Scopul vieții, de fapt, nu este niciun scop. Scopul vieții este fără niciun scop. Fără scop, da. Adică fără un scop din dual. Da. Iar când spunem fără scopuri, înseamnă că vrei să treci în non-dual, că acolo nu sunt scopuri. De fapt, nici nu trebuie să vrei că ajungi acolo. Ajungi acolo. Când nu mai vrei nimic, ești în non-dual deja. Corect, așa este. Și noi am zis aici, deci noi avem voie să exprimăm orice în dual, dar imediat trebuie să și punem inversul. Adică să nu lăsăm ca o formă de acuzație a lui Dumnezeu. Spun, cel mai mare necredincios este, dar măcar în gând sau în discuție să fiu de acord și că și inversul este bine, pentru că Dumnezeu ia și forma aceea. Exact. După o rațiune a lui știută. Și nu e treaba noastră să-l oprim. Deci noi nu putem opri pe nimeni pentru că este el acolo în fiecare. Fiecare face ceva și este bine. Adică Dumnezeu prin fiecare face ceva și este în regulă. Dacă scăpăm de împărțirea în bine și rău, suntem liberi. Ne întoarcem în dual, folosim limbajul dual, dar nu mai dăm sentințe. Ne ferim de asta. Asta vreau să spun. Că noi de fiecare dată trebuie să stingem doar afirmațiile care sunt absolute. Acela să nu le lăsăm într-o formă absolută, să luăm și inversul. Și da, măcar în gând, că dacă nu putem într-o discuție să spunem celuilalt lucru ăsta, măcar în gând. Sau dacă trecem și auzim o emisiune la televizor în care se împarte în bine și rău, să nu lăsăm acolo să intre acea informație sub formă de sentință, pentru că se transformă în ceva șarpe în noi. Da, da. Dar este simplu, doamne. De exemplu, astăzi când am mers în oraș, era trafic și am zis că e bine și că nu-i trafic, e bine și că nu-i trafic, e bine oricum. Și parcă dintr-o dată a dispărut totul, lucrurile s-au aranjat. Deci peste tot schimbam. Știam că am dimers într-un loc unde trebuie să stau la coadă, am zis bine și cu coadă, bine și fără coadă. Și când am ajuns acolo, chiar nu era nicio coadă, chiar nimeni nu era, și a fost absolut genială chestia asta. Deci nu mai ești nemulțumită de nimic? Păi nu, că dispare nemulțumirea. În momentul în care tu aduci, unești opusele, nu mai este nemulțumirea. Da. Trăim în dual știind că nu aparținem lui. Da. Deci e bine și cel și necredinciosul, este calea aceasta care o are el, este foarte bună. Mă refer la cel care merge la biserică, e dogmatic sau pietist și are răutate în el și este intransigent, dur și crud. Este bine și calea aceasta, este bună pentru că mergeți pe Dumnezeu tot așa de repede. Da? Da. Dar prin durere. Și tot zice că aparține și nu aparținem acestei lumi. Merge omul acela, merge poate mai repede, deci totul este bine cum este, nimic nu este mai bun decât altceva, ambele sunt adevărate în același timp. Sunt și nu sunt din lumea aceasta. Și fac eu, dar apare o problemă. Și tu zici, încă una. Când absolutizăm o afirmație în dual și nu luăm și inversul, atunci imediat din față pornește inversul ca să ne aducă în pace, în zero. Dumnezeu tocește toată ziua ascuțișurile noastre. Mai bine să le tocim noi, că El dacă vine ne doare mai tare. Noi, El, zici tu. Apare în dual, dar în non-dual nu există nicio problemă. Da, noi fiind el, este indiferent ce direcție ia el. Păi sunt și în dual și în non-dualitate în același timp. Și noi am zis, data trecută, balans, ne dăm cuța. Da. Și am zis că mai bine așa, locuim în dual, da? Locuim acolo, dar trăim în non-dual. Deci da. Casa noastră este în dualitate, nu? În binar. Da, acolo.
Dar și. Să ajungem să trăim în non-dual, cu capul nori, ca exact, în cer. În cer și pe pământ în același timp. Deci stăm în dual, dar trăim ca în cer. Da. Magic. Da. Trăim pe pământ ca în cer. Ce tare. Și gata, ai unit totul. Casa noastră, cea de toate zilele, este lumea aceasta binară. Cerul și pământul împreună. Sau închisoarea noastră, cea de toate zilele, dualul și binarul. Locuim în binar, în bine-rău, în plus și minus. Noi locuim, de fapt, în două dimensiuni. Ce tot spuneau ăștia de nu știu a câta dimensiune când noi nu putem depăși binarul? Când l-am depășit, suntem și noi în a treia dimensiune. Păi e destul că acolo e totul. Spune. Nu, nimic. Era vorba, mă gândeam la calculatoare, că ele sunt în binar și că noi n-am depășit codul 1-0 binar. Nu mai există trebuință de ceva, deci folosim non-dualul ca un refugiu. Mai fugim și noi din închisoare, din Matrix. Uite, calculatoarele noastre lucrează în binar. Când vom depăși binarul, vom mai discuta. Sau nu. Că ne cade mintea. În non-dual doar suntem și atât. Fără întrebări din astea, de ce așa sau de ce nu altfel. Da. Când depășim dualul, atunci suntem extraterestri, spui tu. Exact. Și am descoperit pe extraterestri, care suntem tot noi. Noi în non-dual suntem extraterestri. Nici nu trebuie să-i mai căutăm. Scritul aici și noi căutăm aiura. Diavolii din dualitate sunt una cu extraterestri din non-dualitate. Mamă, ce tare. Deci diavolul în dualitate, extraterestru în non-dualitate. Da. Cum asta? Unim complet. Păi, așa cum am unit dualitatea cu non-dualitatea ca să creăm întregul, o să-l facem și cu diavolul și cu extraterestru. Sunt tot una. Da. Când vom ieși total din dualitate, să vezi atunci distracție. Ce s-au făcut extraterestrii, atunci pe masa respectivă, așa vom face noi la alții. Magie în școala iubirii în această seară. Ți-a plăcut emisiunea de seară, nu? Da, foarte mult. Foarte mult. Clar că la început de an a fost o intervenție divină prin noi toți. Uite ce se întâmplă aici. Este, intrăm în nouă lume, într-o nouă lume, obligat, forțat, așa cum am spus, de ființele din lumea de dincolo, de la prag, de acolo, acei înțelepți în cercul cărora am intrat eu așa ca din întâmplare și am participat la discuția lor și ei de atunci căutau o soluție ca să oprească nebunia noastră de a câștiga cât mai mult, de a avea cât mai mult, pentru că asta înseamnă diabolizare, adică atașamentul de materie. Și căutau o soluție. Simțeau greutatea poruncii lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a spus că găsiți o soluție. Și uite, au trecut atâția ani, peste 60 de ani de atunci, ca să ne dăm seama că, până la urmă, într-adevăr, Divinul intră acum cu forța în noi și ne va schimba paradigma, sau cum să zic eu, ne va schimba direcția de mers. Noi trebuie să renunțăm la tipul vechi de comportament, acesta adictiv, pentru că civilizațiile extraterestre, hipercivilizațiile, care și ele lucrează împreună acum cu stăpânii la lume, nu au bunăstare și comodități. Noi trebuie să pierdem bunăstarea și comoditățile, să știe toată lumea, să înțeleagă acest lucru. Nu se va putea opri lucrul acesta, absolut deloc. Spre exemplu, dacă vor crede că pot să oprească, le va lua mintea și tot se va face ceea ce trebuie să se facă. Pentru că este, de fapt, nou tip de vibrație. De ce? În noua lume nouă, oamenii nu mai trebuie să vadă bine și rău. Nu mai au voie să împartă în bine și rău. Caracteristica esențială a ființelor extraterestre este că ele nu au împărțirea asta în păcat, nepăcat, drept, nedrept, bine, rău. Nu au așa ceva. Ei, da. văd totul egal. Deci ceea ce se întâmplă în școala iubirii este începutul. Că mă gândesc că nu întâmplător am ajuns acolo în cercul acela al înțelepților și probabil că
purtăm acum un mesaj al lor care încercăm să-l aplicăm, pentru că așa de uimitor a fost schimbarea de la începutul anului, că nu știu cum a venit, pe negândite, știi? Și... Păi, dar nu am fost noi acolo, au fost cei care ne-au influențat, da. Pentru că prea multe conștientizări au venit dintr-o dată. Da, da, și toți... Și ne-am trezit vorbind lucruri pe care... Da, și toți au avut, toți au avut, împreună da. A fost lucrul acesta. Toți. Deci, într-adevăr, Dumnezeu a introdus prin noi, este de fapt noul model de comportament al ființelor extraterestre. Așa trebuie să ajungem cu toții pământenii să ne purtăm, să nu vedem bine și rău. S-a terminat cu vechiul mod de a vedea lucrurile definitiv. Și aici apare o problemă. În sensul că dacă vom continua să împărțim în bine și rău, suntem în pericol de a muri. Deci deja s-a intrat în noul tip de societate, noul tip de evoluție, și dacă ne vom mai lupta și vom împărți în bine și rău și vom căuta să ne apărăm averea, comoditățile și bunăstarea și toate lucrurile pe care le preferăm noi, plăcerile noastre, se va muri. Se va muri pentru că intrăm în conflict cu noul tip de vibrație pe care îl avem sau am introdus și noi acum în școala iubirii, acesta unde nu există rău și bine niciunde, ele sunt egale. Este o stare într-adevăr divină, starea aceasta când nu mai vezi niciun rău și vinovat niciunde, nu te mai deranjează nimeni, nu te mai poate ataca nimeni și atunci ne putem dedica binelui comun. Exact. Pentru că societățile... Spune. Da, vreau să zic că indiferent de ce se întâmplă în exterior, nu ne afectează, pentru că nu mai există împărțeală, sentință și este minunat. Adică poți să trăiești foarte bine în mijlocul războiului fără să fii afectat de nimic. Război, da. Sau în mijlocul restricțiilor, fără ca vreo restricții să te afecteze. Exact, exact. Important e când se pleacă din acest plan, să nu există regret, să nu există atașamente. Deci asta este esențial. Important e ca în timpul vieții aici pe pământ să nu mai vedem bine și rău deloc, niciunde, și da. Să nu luptăm pentru bine al nostru că murim. Da. Adică să nu ne apărăm. Da. Adică să devină comportamentul nostru de zi. Îți dai seama, ne obligă pe toți să fim extraterestri, cum ai zis tu. Da, este perfect, doamne, pentru că dacă rămânem în împărțeală, în judecată, atunci pleci într-adevăr în lumea lui Ilicioara. Deci lumea aia chiar există pentru cel care are împărțeală. În momentul în care noi nu mai avem împărțeală sentinței, deci chiar lumea lui Ilicioara să nu mai există. Poți să pleci în alte dimensiuni, ce știu eu, undeva. Da. Pentru că totul se destramă. Și am zis, aici totul vine brusc de la visător. Deci este epoca în care noi, de fapt, ne transformăm în extraterestri, într-o hipercivilizație. Atât de mult visați, căutați. Da. Și a fost o intervenție divină la începutul anului, într-adevăr, pentru că resetarea ne-au resetat și pe noi. A fost fantastică, a zis gata, nu mai împărțiți în bine și rău. Lucrul acela sunt valabil în continuare, dar funcționează numai în dual. Eu cred că au avut nevoie, doamne, de un grup. Pentru că la nivel individual, nu știu dacă... le-ar fi fost atât de ușor să lucreze. Bine că au lucrat la nivel individual cu tine. Ca mai apoi să se creeze grupul. Și le este foarte ușor să lucreze cu grupul. Da. Vom vedea ce rezultate apar. Deci am spus, aici mergem ca racheta, este magie ce se întâmplă, iar binele creează răul, deci ne lovesc la fel dacă le absolutizăm pe amândouă.
Dacă ții tu minte, ieri am explicat că în momentul în care cineva alege un rău, primești un mai mare rău, și dacă alege un bine și zice îl face absolut, atunci primește inversul, deci primește un rău. Deci se primește rău în ambele situații, în dual. Așa. Se primește un rău și avem aceeași suferință. Da. Și dacă cât timp înflorește iubirea, suntem salvați. Pentru că nu mai are sens nicio absolutizare, că și binele și rău, dacă le absolutizăm, ne lovesc la fel. Iubirea este a nu absolutiza nimic. Asta înseamnă a iubi. Niciun om, nimic din lume, niciun bine al ei, că ăla este rău, că ăla este bun, că omul acela este mai sus decât ceilalți oameni, nu se poate așa ceva. Deci noi prin această absolutizare ne-am diabolizat. Și atunci am devenit intransigenți. Merg oamenii la biserică, dar sunt intransigenți. Și pe de altă parte, acasă, au pus bunăstarea lor mai presus de toate și nu mai pot să iubească. Același lucru, Doamne, se poate întâmpla și la noi în grup. Dacă o să spunem că ăla e mai bun ca altul, ca mine, e aceeași chestie. Deci toți suntem egali. Niciunul nu e superior altuia. Deci suntem unul și același. Pentru că dacă o să zicem că unul e mai bun decât altul, a făcut împărțeala. Da. Da. Mai departe. Și atunci dacă eu pun ceva pe primul loc, spui tu, pe soțul meu, este absolutizare acolo. Chiar asta vreau să spun. Deci merg la biserică, dar pentru că faptul că acolo li se arată un om mai sus decât alt om, înseamnă pentru ei că în viață trebuie să fie ceva mai bun decât altceva și acasă au căutat bunăstarea. Deci această mișcare de a pune un om mai presus decât alt om a generat civilizația noastră modernă, în care toată lumea este nebunită să obțină un mai mare bine pentru sine tot timpul, dar ne-au diabolizat în modul acesta. Luptăm, ne apărăm, facem războaie și trăim o suferință continuă pentru că suntem scindați. Îl vedem pe aproapele nostru ca diferit de noi și mereu intrăm în concurență cu el sau în conflict cu el. Da. Și foarte frumos a zis Teodora, o fărâmă de iubire dăruită aduce o imensă iubire de la Divin. Deci o fărâmă de iubire pe care noi o dăruim aduce multă iubire din față de la Divin, vorbea despre soțul ei. Da, așa este. Da. Să dăruiești iubire este prioritatea în acest moment. Deci trebuie să dai mai multă iubire ca să primești iubire din față. Numai iubirea poate să fie absolutizată. Orice altă lucru din lumea aceasta nu se poate pune pe primul plan. Zice și în Biblie, nimic din lumea aceasta să nu puneți pe primul plan, adică să nu-ți faci idoli. Absolutizarea înseamnă a pune o parte mai presus decât alta. Este vorba despre absolutizarea părților. Soțul nu este o parte, el este Dumnezeu. În Biblie scrie că capul bărbatului este Dumnezeu. El este primordial, nu o parte. Femeia este secundară. Apoi tot ce iei din lume este parte. Orice bine aduce rău în lumea duală. Da, tu ai zis aici, hai să spun ce am descoperit în timpul binarului. Este o întrebare pe care o putem pune fiecare și anume, de ce nu pot să iubesc? La răspunsul acestei întrebări este deznodământul. Unele vom da vina pe exterior, altele pe noi înșine. Și fuga a fuguța schimbăm cu toate exercițiile pe care le cunoaștem toată realitatea. Așa este. Da. Dacă ne punem cu adevărat întrebarea, descoperim. De ce nu putem să iubim? Și scrie acolo, de ce nu putem iubi, nu? Exact. Și ai schimbat. Unești contrariile?
Da, și am întrebat și eu pe Teodora de ce nu poate femeia să iubească bărbatul, ce are cu el. Și tu ai zis că depinde de noi femeile totul. Fiecare să ia o foaie de hârtie și să scrie de ce nu poate să iubească. Da? Și acolo este cheia. După care să facă imediat dezidentificarea. Așa este. Adică să zică că poate să iubească. La fiecare punct, nu? Da, da. Da. Unele femei se vor arunca vina pe societate, pe mamă, pe bărbat, pe oricine. Unele vor spune că nu sunt supuse, că sunt masculine. Fiecare cu programul ei. Și ai făcut aici un exercițiu, ai zis așa, de ce nu pot iubi nemărginit? Pentru că nu simt iubirea nemărginită în mine. Păi dacă nu o dăruiești, n-ai cum să o simți. Și nu știu ce este iubirea nemărginită. Deci primești întotdeauna numai ceea ce dai. Deci dacă nu dai iubire nemărginită, i-am spus lui Teodora, n-ai cum să primești iubirea. E bine și că nu simt iubirea nemărginită în mine și e bine că simt iubirea nemărginită în mine. E bine oricum. E bine... Da, aici am venit contrariu. E bine și că nu știu că este iubirea nemărginită și este bine că știu ce este iubirea nemărginită. E bine oricum. E bine și că nu pot iubi nemărginit sau e bine că pot iubi nemărginit. E bine oricum. De ce? Pentru că, în primul rând, contează starea aceea de pace, de liniște pe care o obții, pentru că aceea este prezența lui Dumnezeu, nu afirmațiile în sine. Afirmațiile devin o problemă, deci noi avem problemă numai cu afirmațiile absolute. În momentul în care ele sunt absolute, atunci pornește necazul. Pentru că ne opunem iubirii care nu absolutizează nimic. Și a zis mai departe, este bine și că nu pot fi iubire nemărginită și e bine că pot fi iubire nemărginită. E bine oricum. E bine că simt iubirea nemărginită blocată în mine și e bine că nu simt a fi iubirea nemărginită blocată în mine. E bine oricum. E bine că dăruiesc fără condiții iubirea nemărginită și e bine că nu dăruiesc iubirea nemărginită. E bine oricum. E bine că iubesc necondiționat bărbatul și e bine că urăsc bărbatul. E bine oricum. De ce este bine să fie război? E bine și să fie război, că ne scade ego-ul și ne duce în divin. E bine și să nu fie război, că rămân în dual, suferim și ajungem tot în divin. E bine oricum. E bine că pornește acum războiul în noi. Și e bine că nu pornește acum războiul din noi. Este bine oricum. E bine și că vom muri și e bine că vom trăi. E bine oricum. E bine și că pot iubi, e bine și că nu pot iubi, e bine oricum. E bine și că nu vreau să iubesc nemărginit și e bine că iubesc nemărginit, e bine oricum. E bine și că războiul ne va omorâ și e bine că războiul ne va salva viața. E bine oricum. E bine că războiul ne va aduce suferință și e bine că războiul ne va aduce fericirea. E bine oricum. Da. Da, deci să inversăm la tot ceea ce ne vine, la toate absolutizările să punem inversul. Și am întrebat eu, de ce este rău că nu e război? Și am zis, este rău pentru că nu ne duce mai repede în divin. Suferința este o cale mai rapidă. E rău că nu e război pentru că nu ajunge mai repede în divin. Suferința creată în război este rapiditate pentru a întâlni cu divinul. În război oamenii sunt buni unii cu alții și se ajută reciproc. La fel ca la cutremurul din 77. Da. Și am întrebat eu, este bine când sunt răi? Și tu spui, este bine pentru că suferă și suferința îi îngenunchează. În îngenunchiere omul cedează tot orgoliu și se supune voii divine. Devine bun și înțelegător cu viața din tot și din toate. Suferința este binecuvântare. Suferința este însuși Dumnezeu. Deci nu este suferința de înlăturat, cum zic oamenii, sau zic că eu vreau să mă mântui, dar fuge de suferință. Păi suferința e mântuia, de ce fugi de ea? Da. Și în suferință și în fericire este Dumnezeu. Respingerea suferinții este benefică.
Eu am zis aici, numai în genunchi poți ajunge la Dumnezeu. De ce este respingerea suferinței benefică? Pentru că obții o suferință mai mare. Și obținând o suferință mai mare, te duce mai repede la divin. Deci întotdeauna când alegem un rău, primim un rău mai mare. Dar când alegem un bine, primim tot un rău. Da. Mai mare. Ideea este să nu alegem nimic. Întotdeauna primim rău în momentul în care ne poziționăm și alegem o parte. A fi îngenunchiat înseamnă a fi în supunere, în restrângere, în dăruire, în uitare de tine însuți, mereu trup și suflet pentru alții. Războiul este o invitație forțată la îngenunchiere pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Pacea este îngenunchierea din iubire. Pacea e de obținut. Da. Și tu ai zis aici, mai departe, suntem nerăbdători să-L întâlnim pe Dumnezeu și alegem pacea sau războiul. Ambele căi ne duc la El. Un om nerăbdător va alege războiul pentru a întâlni iubirea pe Dumnezeu. Un om cu răbdare va alege pacea pentru a-L întâlni pe Dumnezeu. Și omul răbdător și omul nerăbdător îl întâlnesc pe Dumnezeu. Poate diferă timpul și atât. La fel se întâmplă și cei care se iubesc. Pot fi răbdători sau nerăbdători în același timp pentru a se întâlni. Răbdarea este absolutizare. La fel și războiul și pacea sunt generate de o absolutizare. Absolutizarea păcii, absolutizând pacea, ne vine pe invers, adică războiul. Și războiul este bun și pacea este bună, bine oricum. Absolutizând pacea, vine războiul. Exact. Absolutizăm războiul, vine un război mai mare. Ambele aduc suferință. În mod egal. Ne scade goul și ne duc spre divin. E vorba despre pacea interioară pe care o absolutizăm. Deci războiul din noi este tot așa de bun ca și pacea. Ne duce la pierderea egoului la fel de mult. Important este pierderea egoului, dar se face prin ambele căi. Deci nu există nimic de preferat. Da. Da. A vrea poate duce la rău. Păi atunci, de ce căutăm pacea? Și tu ai zis că vrem rău. Cu cât vrem mai multă pace, cu atât mai mult rău primim. Să nu vrem nimic. Asta este soluția. Deci să ne ducem în non-dual. Atunci vine adevărata pace, care nu depinde de nimic. Deci sunt două feluri de bine. Există un bine în dual, obținut de ego, prin absolutizare. Trebuia să știm că ce vrea ego-ul este o minciună. Că sufletul nu vrea nimic. Și un bine non-dual există, care este indiferent. Este indiferența. Aici apare dificultatea. Trebuie să precizăm despre ce bine este vorba. Și tu zici, în dual, binele obținut de ego se cheamă suferință. În non-dualitate se obține indiferență. Deci binele din dual este rău. Binele din non-dual este adevăratul bine. Pentru că este indiferență la bine și rău. Deci nu te mai afectează. Că e bine, că nu e bine, nu te afectează nimic. Dar el se obține nevrând nimic din lumea duală, cu un eu. Adică trebuie să te ferești să vrei ceva, că imediat îți vine inversul. Când nu vrei nimic, ni se împlinește orice dorință. În dual, nicio dorință nu ni se împlinește. Suferința din dual este bună. E bine în non-dual, mai sus. În dual însă nu câștigăm nimic niciodată. Dar necâștigând în dual, noi de fapt suntem aruncați în non-dual. Deci e foarte bine că noi nu câștigăm în dual. Că așa descoperim existența non-dualului și a stării divine care este indiferentă la bine și rău. Când ești indiferent, ai o stare de bine, ai zis tu. Nu există câștig în dual. Binele din dual aduce suferință în dual, care este bine în non-dual. Deci răul în dual este bine în non-dual. Binele în dual este suferință. Da. Și suferința aceasta este bine în non-dual. Numai în dual este rău. În non-dual nu există rău, este numai bun, bine totul. Adică bine este de fapt o stare de indiferență. Da. De nepoziționare, adică nu te mai poziționezi, nu mai ții cu nicio echipă. Ce vrem noi de fapt?
în non-dual. Și întreb eu, ce vrem? Noi nu putem fi fericiți în dual niciodată. Numai când îl depășim. Așa este. Deci, atât de când noi avem dorințe, ele fac parte din dualitate, adică e un bine mai mare decât binele care aparține acestei lumi și atunci vom primi rău. Deci noi, ca să fim fericiți, trebuie să ieșim din dual. Fericirea este o proprietate numai a lumii non-duale. În lumea aceasta este deșertăciune, deci nu poate să existe fericire. De ce? Pentru că ea curge și mereu noi încercăm să găsim, noi așa funcționăm. Căutăm un bine mai mare decât alt bine, continuu. Îl lăsăm, luăm un altul, zicem asta este bine și după aceea nu ne mai convine și așa mai departe. Deci noi nu vom fi fericiți niciodată în lumea duală. Atâta timp căutăm o fericire în lumea aceasta a părților, vom fi profund nefericiți. Deci suntem fericiți numai când unim opusele. Adevărata fericire, zici tu, se trăiește în non-dualitate. Dualul există prin absolutizarea unui bine, care, bineînțeles, aduce durere și trenează așa o viață întreagă și nu mai ieșim din el. Și alergăm ca bezmetice spre nicăieri și niciunde. Nu avem un sens în viață. Nu există niciun sens în lumea duală. Și durerea aceasta duce în, ne duce în non-dualitate. Dacă e bună și ea, nu? Și dualul este bun pentru că ne duce în non-dual. Că cine am face noi fără dual? Nu? Este, cum spunea Părintele Arsenie Papacioc, diavolul ca diavolul, dar ce ne facem fără el? Dacă pentru noi nu există un bine mai mare, nu apare suferința. Atunci, prin neabsolutizare, noi ne ridicăm în non-dual, prin neîmpărțire. Dacă vrem să fim fericiți, nu se poate în dual, pentru că ăsta este iadul. Ai împărțit în bine și rău, ai intrat în iad. Nu putem fi fericiți decât dacă unim opusele. Adică să ajungem la o indiferență față de bine și rău. Ce se întâmplă, se întâmplă. Deci indiferență absolută, la neîmpărțire. Și dacă vrem să fim nefericiți, atunci să stăm în dual, ai zis tu. Așa este. Numai dacă nu vrem nimic, putem fi fericiți. De ce? Când nu vrei nimic, ești în divin. Da. Așa îl cheamă pe Dumnezeu. Îl cheamă, nu vreau nimic. Îl cheamă nimic. Îl cheamă nimic. Și îți este indiferent ce direcție ia viața. Atunci ești în divin. Păi nu vreau nici pace, nici război. Nu vreau nimic. În indiferență ești cel mai fericit. Este Dumnezeu care face acest joc. Când vrei ceva, împarți și apare poziția la ce vrei. Nu a vrea aduce fericirea, ci a nu vrea. Da. Și să fii fericit, vrei cu un eu. Și ți se opune. Numai când nu vrei nimic, pornește miracolul. Orice vrei, vrei suferință. Egoul vrea numai durere. Fericirea este numai non-dualitate când nu vrei nimic pentru tine. Deci în momentul în care apare un eu, imediat apare o poziție din față. Deci trebuie să te ferești de eul acesta până și în cuvinte. Adică în ceea ce afirm, în ceea ce scrii, să nu spui că eu vreau, pentru că imediat ți se opune realitatea. Adică, adică tu poți să spui un singur lucru. Că se întâmplă, că nu se întâmplă, este bine oricum. Da. Deci nu există acea dorință. Da, pentru că... Dorința înseamnă absolutizare, înseamnă împărțire. Și opoziția la Dumnezeu. Da, și da. Se opune divinul. Pentru că el trebuie tot timpul să îți distrugă egoul, pentru că el are afirmația aceea din Vechiul Testament, nu există ceva mai presus de mine. Deci să nu faci chip cioplit, să nu pui nimic din lumea aceasta pe primul plan. Și noi asta face prin absolutizare și ni s-a spus să nu pui nimic din lumea aceasta pe primul plan, să nu absolutizezi. Niciun bine nu există. Pentru că în momentul în care vrei un mai mare bine, vei primi rău. Deci fericirea este numai non-dual. În dual nu există fericire, numai durere și deșertăciune. Și tu ai zis aici foarte frumos, durerea și deșertăciunea, nefericirea într-un cuvânt, îngenunchează omul și îl ajută să renunțe la toată împărțirea în bine și rău și totodată îl fac să renunțe la dorințe. Păi e bună, nu? Da. Atâta timp cât mai rămâi încă în planul ăsta, dacă suferința e prea mare, mare și divinul consideră că trebuie să te scoată, te scoate și atunci nu mai experimentezi non-dualitatea. Da, și trebuie să o iei de la capăt. Da.
Orice dorință reprezintă un vreau, o cerere, și atunci când omul vrea ceva pentru sine, când cere ceva pentru el, nu îi se împlinește nimic niciodată, sau dacă îi se împlinește, îi se va lua cu siguranță, pentru că este un eu acolo în care el vrea ceva numai pentru sine și nu ai voie să vrei nimic din lumea aceasta, pentru că în lumea aceasta nu se poate trăi fericit decât dacă nu vrei nimic. Atunci Dumnezeu îți dă totul. Este singura soluție. Și e simplu, nu? Nu trebuie să cerem nimic lui Dumnezeu, să nu vrem nimic și abia atunci vom dobândi totul. Surplusul în viața unui om creează suferință, boală, pierdere și moarte. Aici pot să vin cu ce mi s-a întâmplat în, am povestit în prima carte, în Shangri-La, atunci când m-am dus cu propolisul la o doamnă directoare și nu a vrut să semneze pentru că colegul meu mărise prețul. Și mi-am dat seama că făceam parte și eu din scenă și am renunțat la un rezultat bun și am schimbat situația de viață în direct, live. Și se poate. Deci acolo unde este o dorință de bine, îți vine inversul. Trebuie să te ferești de dorința de mai mult bine pentru tine, pentru că vei suferi. Omul își atrage singur suferința, pentru că nu știe aceste lucruri. Acest mecanism, da. Da. Și am schimbat situația de viață pe loc, imediat a semnat, în momentul în care n-am mai vrut nimic, dar profund. Și la fel și la cardul de sănătate am pățit același lucru. Am primit aprobare, cu toate că nu meritam. și putea să aplice legea, că legea era împotriva mea. Da, dar putem aplica asta, Doamne, ZTC, în realitatea noastră, în chestiile micuțe pe care le facem ZTC. Deci să renunțăm la mai vrea ceva și o să vedem că dintr-o dată apare miracol. Tu ai spus astăzi că te-ai dus nu știu unde și ai renunțat să mai vrei ceva, nu? Un rezultat, nu mă interesa dacă eu... Dacă e coadă, nu e coadă, dacă da. Deci nu mă interesa dacă o să găsesc parcare. Deci a fost totul așa, o decurs. Deci eram în mijlocul traficului și dintr-o dată s-a făcut stradă liberă. Eram în parcare și nu era nicio nu găseam niciun loc liber și am scris și cinci, chiar în momentul ăla, în clipa aia, chiar atunci ieșea unul din parcare. Deci realitatea se mișcă după noi, tot timpul. Când schimbi imediat gândul și spui, ieși și cine? E bine și că găsești, că nu găsești parcare, e tot una, e bine oricum și atunci se creează. Deci vrei să spui că această împărțire în bine și rău creează suferința? De orice fel. Da. Și coada, creează opoziția de acolo, de la administrație, creează toate necazurile noastre. Refuzul, nesemnarea unui act, creează totul. Da, Doamne, pentru că eu am observat mecanismul că dacă aș fi lăsat fraza neterminată, adică spuneam, păi coadă... Ce mă fac eu? Și apărea nemulțumirea și că în momentul în care am completat fraza și am zis că și ce dacă e bine oricum și că este coadă și că nu este coadă, e bine oricum, wow! S-a dispărut. A dispărut coada. Da. Și starea aia de bine, de indiferență, deci chiar nu te mai interesează nimica. Și totul se rezolvă repede. Peste tot, unde te duci, găsești. Deci când am ajuns la unde trebuia să ajung la tribunal, ziceam, cine știe ce o să fie pe acolo. E bine, oricum, când am ajuns acolo, deci ne aștepta o avocată, nu știu de unde, nici nu trebuia să ne aștepte, habar nu am cum a apărut acolo. Fantastic. Mi-a întrebat, ce vreți? Păi asta, păi haideți cu mine, că vă rezolv eu. Fantastic, deci, fantastic. Deci mă uitam și am zis, Doamne, da, trăiesc aici sau unde? Starea interioară a creat toate situațiile viață. Da, și eu zic că dacă așteptați, nu știu dacă s-ar putea să veniți mâine, dar uitați, dacă așteptați, se rezolvă într-o oră. La 5 minute au venit cu dosarul făcut. Mamă! Pentru deci, că ai cedat. Da, deci nu m-a interesat absolut deloc rezultatul. Asta este tot. Deci experiența, deci pe propria piele. Să nu fii nemulțumit, copățești. Nimic. Și să nu te interesează rezultatul. Deci vorbeam cu taică, nu ziceam, de ce a apărut avocata aia acolo, că nu avea nicio treabă cu noi, deci nu trebuia să ne rezolvi treaba noastră, noi trebuia să ne ducem să căutăm dosare, să cercetăm. Mica, ea în 5 minute rezolva tot.
Deci a fost fenomenal astăzi. Frumos. Uite, zici tu mai departe, putem trăi fericirea doar slujind, făcând supunere cu dragoste seminilor noștri, deci nevrând nimic de la ei, nu? Restrângându-ne de la toate excesele, renunțând la împărțire, la sentințe și la dorințe. Deci acceptând ce-ți vine din față așa cum este și să nu zici că ceva urmează să se întâmple rău. Că puteai să spui, acum mă duc și o să găsesc cu coadă mare și ia stau la coadă, fără nemulțumiri. Exact. Dacă este coadă, e și ce? Da, e bine și că este coadă, e bine și că nu este coadă. Și chiar despre coadă, când spui așa. Deci este esențial, deci ca să vină fericirea în viața noastră, trebuie să unim contrariile. Da, să completăm fraza. Eu așa zic, să completăm. Să nu lăsăm o singură perspectivă. Fraza neterminată. Adică să ne bucurăm la fel de mult și de rău. Că noi căutăm un bine, dacă ai absolutizat un bine, trebuie să te aștepți la rău. Da. Dacă nu lunești, dacă lunești și ești indiferent, atunci va fi bine. Uh-huh. Deci noi de fiecare dată trebuie să ne ducem în non-dual, cu toate propozițiile astea după noi. Da, da. Și toată mișcarea se face la propoziții, la gânduri. Exact, la propoziții. Când ai verbalizat-o sau când ai spus un gând, deja s-a schimbat starea ta și se schimbă instantaneu realitatea. Ce frumos zici tu aici, nu există iubire în dualitate, este doar amăgire și atât. Iubirea se trăiește numai în non-dualitate, adică când nu aștepți nimic și nu vrei nimic de la celălalt. Și te lași dus, purtat, oriunde vrea el. Fără să te opui și fără să te împotrivești la nimic. Când apare împotrivirea, atunci te opui lui Dumnezeu și va trebui să suferi în alte locuri unde nu-ți convin. Când îl vezi cu adevărat pe Dumnezeu în tine și îl manifesti și divinul este neîmpărțirea, nu, este Shishi, așa cheamă pe maestru chinez divin, Shishi, abia atunci iubești cu adevărat. Până atunci te amăgești, adică ești în suferință, în dualitate, dar este bine și așa, pentru că are grijă Dumnezeu de tine. Da, deci schimbăm și aici. Da. Legat de video cu portofelul digital, tu ai zis aici, noi am absolutizat libertatea și din față ne vine portofelul digital, pentru că am respins restricțiile de OCF. Cu alte cuvinte, noi am respins restrângerea. Nu ne place restrângerea, supunerea, alergăm după libertate. Și vreau să spun că stăpânii la lume sunt și în poziția aceasta care critică restricția și acolo sunt mai grămadă decât în altă parte, decât în partea opusă. Acolo se concentrează toți pentru că trebuie să-ți producă frică, furie, neacceptare, suferință și respingere. Respingere. Adică va exista respingerea acestor lucruri, restricțiilor, noi vom primi restricțiile cu forța. Da. Vom fi forțați. Articolul spune că trebuie să ai o identitate digitală, deci noi nu avem identitate, nu ne identificăm cu ființele divine. Pentru asta este nevoie de un sistem digital, adică de oglindă. Sistemul digital oglindă are introduse datele noastre, știe cine suntem. Ne uităm în oglindă și ne descoperim așa cum suntem, oglinda suntem noi toți. În cartea ta ai vorbit despre experiența din oglindă. Erai și cel care privea oglinda, erai și cel care te privea din oglindă. Când știm cine suntem, avem acces la servicii publice digitale, adică la tainele divine, adică putem experimenta ce ai experimentat în Shangri-La și tot ce experimentezi în continuare, chiar dacă nu spui nimic. Mântuitorul Iisus ne spune clar să nu vrem nimic din lumea aceasta, dar cine îl ascultă? Când vrem ceva, imediat construim o capcană, un matrix. Și îți vine opoziție în față. Secretul este să nu vrem nimic și abia atunci primim totul în dar. Și rămâne. Așa e. Dumnezeu vrea ceva de la noi? Nimic. Noi putem vrea ceva de la Dumnezeu? Nimic. Pentru că suntem întregi, fără lipsuri. Ce putem să mai vrem? Este absurd să ai întregul și să vrei să ai mai mult decât întregul. Nu se poate, nu?
Așa este. Da. De ce nu vrem să iubim? Pentru că ne-am lipit de acest nu. Nu la tot ce ne vine din față, când de fapt este invers, adică da la tot ce vine din față. Scuze pentru a nu iubi sunt cu sutele. Exemplu, nu știu să iubesc, nu vreau să iubesc, nu m-a învățat nimeni, nu am de ce să iubesc. Scuze. Ne plac scuzele într-un cuvânt. Ne scuzăm pe noi înșine și acuzăm pe alții că nu vrem să iubim. Deci îi acuzăm pentru că nu vrem să iubim. Deci îi acuzăm degeaba, că ei sunt iubirea noastră. Dacă noi nu iubim, ei nu au ce să ne întoarcă înapoi. Dumnezeu ne învață prin însăși exemplul Lui să spunem da la toate și noi facem pe dos. Toate astea se petrec în lumea dualității, în lumea Lui nu. Lumea non-dualității este da la toate. Deci avem două lumi. Una se cheamă da și una se cheamă nu. Unim contrarele și ne descoperim că suntem iubire nemărginită în manifestare. În concluzie, ce ne împiedică să fim iubire nemărginită? Acest nu, care este piedica opozitorul. Există un Dumnezeu care spune da și un Dumnezeu care spune nu, moneda întregul. La început a fost cuvântul și primul cuvânt a fost da. Și așa a apărut creația. Dumnezeu a spus da la toate, a permis prin acest da să existe întregul nemărginit care este El însuși. Da? Deci inversarea o face numai când zicem că ceva nu este bine. Intrăm imediat atunci în sistemul, intră imediat sistemul imunitar și zice că e bine. E foarte bine. De ce ăsta e secretul, Doamne? Da la toate. Și dacă mâine bate la ușă, nu știu, ci nenorocerii spun, da, poftim, intră în casă și o să constatăm că nici când dispare, nu mai vin. Sau... Nu mai vine. Deci dacă tu zici, înainte de a veni acea nenorocire, dacă tu zici nu mai dau, nu vine nenorocirea. Da, ca deci să vină, trebuie să ai împotrivire. Dacă n-ai împotrivire, e divinul cu tine și nu poate să vină nicio nenorocire. Că nenorocirea acesta este ego-ul nostru, e opoziția noastră. Asta e nenorocerea din față. Exact. Vrei să-mi dau o palmă? Da. Trebuie că nu ne dau o palmă. Poți să-ți dau o palmă? Da. Și da, ce poți să-mi o dai, pentru că eu am zis da. Da, așa am scris mai departe, dar o să observăm că dacă facem mereu așa, să spunem da la tot ce vine din față, atunci ego-ul nu o să mai îndrăznească să vină cu negativitate absolută, și ne va lăsa în pace. Și atunci ni se schimbă soarta, numai atunci. Când nu o să mai vină niciun gând acuzator, atunci ne schimbăm. Pentru că ego-ul nu mai îndrăznește și e important să ne schimbăm soarta. Și tu ai zis așa, spunem da la tot ce vine din față. Da. Și dacă putem e bine și dacă nu putem e bine, că e bine oricum. Și a zis aici, putem să-L punem pe Dumnezeu în toate, atunci El ne va binecuvânta. Știi ce blochează? Binele. Îl absolutizăm și nu știm că ne aduce suferință. Neabsolutizarea este fericirea. Când nu te mai deranjează nimic, atunci ești liber. Eliberarea este de împărțire și de absolutizare. Și tu ai zis aici, marele carcalac. Soarta se schimbă când nu mai avem negativitate, acuzații la adresa lui Dumnezeu că ceva nu este bine în lumea Lui perfectă, că noi pe El îl acuzăm. Da. Toate sunt posibile prin credință și adică prin iubire. Cunoaștem totul de cum să fim în iubire, în non-dualitate. Deci numai acolo putem să înțelegem lucrurile non-dual. Ne rămâne. Deci rezolvarea oricărei probleme are loc numai în non-dualitate, când nu mai vrei nimic mai mult decât altceva. Când accepți tot ce vine din față, atunci îți vine ce este mai bun, ce este mai bine pentru tine. De fapt, nici nu trebuie să căutăm non-dualitatea asta. Deci în momentul în care eu am spus da, automat sunt în non-dualitate. Exact. Ai intrat în non-dualitate imediat. Da. Deci ai zis tu că ne rămâne doar să spunem da la toate câte vin din față și este practic, de fapt, testul Iov, zice aici.
Da. Spune-mi cam așa, da, Doamne, ești și așa și așa. Da, Doamne, e bine și așa, e bine și așa. Da, Doamne, e bun și așa, e bun și așa. Da, Doamne, e bun și asta e bună și e bună și asta. Și gata. Da, da. Atunci... Deci dacă observi, Doamne, deci nu apare nou în propoziția respectivă. Noi. Da. Da, Doamne, e bună și asta, e bună și asta. Da, Doamne, e bună și o bătaie, dar e bună și lipsa bătaie. Da. Când nu te mai deranjează, dispar cozile. Da. E bună și coada, bună și lipsa cozile. Da. Deci coada nu poate să dispară decât dacă nu te mai deranjează coada. Dacă ceva te deranjează, vei avea parte de el. Îl întărești de fapt. Da. Coada te deranjează în momentul în care ai lăsat fraza neterminată, pentru că atunci instantaneu apare iritație, supărarea. Când deci, am lăsat propoziția neterminată și sub formă absolută. Da. 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 Adică nu suport, iar mă duc și iar întâlnesc cozi și chestia asta neterminată arată o nemulțumire și nemulțumirea înseamnă coadă. Vei avea coadă. Da. Deci noi creăm realitate imediat și depinde ce gândim, nu? Atenție ce gândim, că se va transforma în viață. Da. Viața sau noastră... Cu ciorapii bărbatul. Iar mi-a lăsat ăsta ciorapii aruncat. Dar e bine că mi-a lăsat, e bine oricum. Când ai spus chestia asta, deci a dispărut instantaneu nemulțumirea. Deci spui aici că viața noastră se schimbă numai dacă nu mai vedem niciun rău și niciun vinovat niciunde. Da, este generator de viață și da, miracolul. Nu prea înțeleg ce zici aici. Daul, a spune da. Aduce miracolul. Generezi viață, generezi miracol. Când spui da. Da. Și bolile și necazurile se retrag. Deci a zis aici să spunem da la tot ceea ce vine din față. Avem atâta suferință în viața noastră cât de mult l-am atacat pe Dumnezeu din oameni și am zis că nu e bine ce face sau nu știe ce face. Dar se face o brăznicie. Deci da la boală, da la moarte, da peste tot. Cât de mult am intervenit și am vrut să corectăm pe Dumnezeu, cât de mult nu ne-a convenit ce ne-a dat El, suntem ca un copil răzgâiat și obraznic. Da. Numai în fața noastră este continuu creatorul Universului. Cuvântul da este creator de miracol. Și la el, în ogradă, pentru că este șeful ogrăzii, totul este perfect. Și noi facem așa. Un gospodar numit Dumnezeu are o ogradă mare în care știe el ce face acolo. Și intrăm peste proprietatea lui și zicem că asta nu e bine cum a făcut-o și asta la fel. Sau asta nu îmi place. Păi este o grada lui. Dumnezeu stăpân universul. Nu poți să-i dai porunci proprietarului. Nu te duci la un proprietar, poți să-i spui ceva? Nu poți să-i spui. Te dă afară dacă faci asta. Spune. Da, păi aici pe pământ, noi dacă suntem în o grada lui, putem să-i spunem ceva, să-i cerim explicații? Nu. Doar spunem da. Ceea ce ne oferă, asta putem să spunem da. Da, Doamne, ai dreptate. Da, da. În continuu, da, să fim. Da. Ce obrăznicie am zis aici. Cum procedăm când suntem musafiri? Călcăm cu grijă să nu stricăm florile. Da. Cam asta am vrut să zic. Da. Da. Da, este important să completăm fraza de fiecare dată, să nu lăsăm frazele neterminate și să spunem da la tot ceea ce ne vine din față. Chiar dacă nu ne convine? Ieșim foarte repede din împărțeală, din absolutizare în felul ăsta. Da. Chiar dacă nu ne convine? Păi chiar dacă nu ne convine. Când ai spus da, în secunda a doua chiar îți convine, pentru că ești indiferent. Apare indiferența. Se întâmplă ceva, este un mecanism acolo. Nu știu să explic. Că
când ai completat fraza, apare indiferența. Deci indiferența este de obținut. Exact. Asta este fericirea. Indiferența e cea mai mare fericire. Indiferența e egal fericire, da. Indiferența față de un bine sau de un rău. Da. Ca să spun. Adică ce formă ia viața este bine. Aceea este prezența lui Dumnezeu. Indiferența. Da. Adică nepoziționare. Să nu te poziționezi într-un bine, să nu aperi un bine, să nu lupți pentru el. Niciodată. Sau să nu respingi un rău. Niciodată. Pentru că ne vin teste. Ne vin teste zilnic. Așa cum a fost testat Iov, așa vom fi noi testați. Păi vin tocmai pentru că ne poziționăm. Pentru că alegem un bine mai mare decât alt bine. Dacă nu ne-am poziționat, nu ar veni niciun rău. Deci dacă nu aleg un bine, nu vine un rău. Dar dacă zic așa este cel mai bine, îți vine un rău. Automat. Da, da. Tu crezi, Doamne, că eu o ales un bine? Personal, lui era indiferent. Tine să cred că era indiferent că avea sau nu avea. Nu. El a ales un bine. El a considerat că, așa ca toată lumea, nu să ai multe oi, să fii căsătorit, să ai mulți copii, este un bine. Deci ăsta e modelul pe care îl avem toți. Și i-a venit cu pierdere, acolo s-a văzut credința lui. Și da. Când a înțeles că vine de la divin și că n-are cu tine să luptă, de ce? Pentru că în momentul în care a întâlnit acel călător pe drum, călătorul i-a zis, ce fel de Dumnezeu este acesta care ți-a luat totul, neagă-l. Înțelegi? Deci asta era esența, ca el să fie supărat, nu? Să se înfurie pe Dumnezeu, uite ce mi-ai făcut. Și el nici atunci nu l-a negat. Deci, și atunci a primit mai mult, pentru că nu l-a negat. Pentru că din față îți vine ceea ce ești tu. Dacă era negație, putea să și moară. Dacă era respingerea lui Dumnezeu, adică ce ți-a dat Dumnezeu, respingi. Păi dacă respingi, îți va veni din față. Pe exemplu, tu ai fost astăzi, dacă respingeai coada, aveai parte de o coadă mare. Exact. Și nu rezolva nimic. Și nu rezolva nimic. Mi-a fost indiferent rezultatul. Asta este, indiferent rezultatul. Să nu te gândești la un rezultat bun că e vai și amar. Atunci absolutizezi rezultatul și îți va veni pe dos. Exact cum am pățit eu, mi-a aruncat facturierul. Dar am putut să schimb situația de viață. Când am renunțat la rezultat, Doamna a luat facturierul și a semnat. Deci se poate. În timp real, în fața ta. Da. Poți să schimbi situația de viață pentru că întotdeauna e numai Dumnezeu. N-avem oameni în fața noastră. Nu există oameni. Da. Da. Și noi ne luptăm cu cine? Ne luptăm cu Creatorul Universului. Dar de fiecare dată facem asta. Când femeia se luptă cu bărbatul, se luptă cu Dumnezeu. Nu știe ce face. Da. Deci, când ce înseamnă suferință la femeie? Cu cât ea suferă mai mult, cu atât ea a luptat mai rău cu Dumnezeu. Deci mai mult... Mai mult cu divinul. Deci a luptat atât de mult cu divinul încât deci primește ceea ce a făcut. Deci a luptat o durată lungă de timp și atunci primește o despărțire, primește o singurătate, primește ceva care să îi scadă din orgoliu, din rezistență, din luptă. Că singura problemă la femeie este necredința. Adică nu crede că în față este divinul, se luptă cu Dumnezeu. Nu-i dă prioritate. Ea trebuie să fie doar secundară. Și nu crede asta. Adică supusă. Exact cum spunea Teodora ieri, întotdeauna a visat și a făcut totul pentru asta, ca să ia locul bărbatului, să-l conducă, să-l domine, să-l zdrobească, să fie masculină, invidia asta pe bărbat, pe masculin. Dar asta înseamnă neiubire. Și neiubirea i-a dus la boală. Ai văzut și tu. Da. Ca Teodora am făcut și eu, Doamne. Și ca mine foarte multe alte femei. Am pentru că nu știam atunci, da. Într-adevăr, era o luptă care pleca de când eram mică. Era o competiție între mine și fratele meu. Cine să fie pe primul loc? Cine să fie bărbatul masculul? Cine să fie adorat de tata? Deci eu doream să fiu adorată de tata. Doream să mi se ceară totul, să mă trimită tata să fac toate treburile.